Slăvit să fie Domnul! Într-o zi m-am întâlnit cu un frate și mi-a relatat o întâmplare frumoasă din viața lui și am zis, slavă Domnului, zic, mare Domnul! Și s-a uitat la mine și a zis, și mai mare! Vedeți? Oricât îi cântăm Domnului că este mare, El este și mai mare! Amen. Laudă Domnului! Am pornit dimineață cu tema asta frumoasă, anume portretul unui sfânt scos din apă, scos din Egipt. Și spuneam și afirmam azi dimineață că sunt trei etape din viața unui om care ajunge sfânt. Vedeți, cineva spunea odată că nimeni nu trebuie să dispere, orice sfânt are un trecut și orice păcătos un viitor. Și să știți că oricine ai fi în seara aceasta, nu poți să fii maxim de sfânt, că dacă ai fi maxim de sfânt, maxim posibil de sfânt, Dumnezeu te-ar lua din lume și ai muri. Și atunci Domnul te mai lasă să te sfințești în lumea asta și ne lasă Dumnezeu să ne apropiem de El ca să ne sfințim. De fapt, fraților și surori, diferența dintre sfințenie și sfințire este următoarea. Sfințenia este caracterul lui Dumnezeu, este frumusețea lui Dumnezeu, cum se exprimau vechii autori puritani, și sfințirea este un proces. Deci, sfințenie egal caracter al lui Dumnezeu. Așa este Dumnezeu, El este sfânt și nu este de trei ori sfânt, deși noi cântăm într-o cântare că El e de trei ori sfânt. El nu este de trei ori sfânt, fraților. Că atunci poate că ar veni altcineva să spună că El e de patru ori sfânt și L-a depășit pe Dumnezeu. Nu există așa ceva. De ce am preluat noi ideea că sfânt, sfânt, sfânt? Pentru că în Biblie, în Apocalipsa, înaintea scaunului de domnie, se cântă de trei ori sfințenia și anume cel ce era, cel ce este, cel ce vine. La trecut, la prezent și la viitor, El e sfânt. Înțelegeți? De aceea am preluat alea trei de sfânt, sfânt, sfânt. Dar în cer, zice, zi și noapte, fără încetare se cântă sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Deci observați, nu se cântă numai de trei ori. Numai că noi am preluat-o așa și de multe ori ne încurcăm. Haideți să ne uităm puțin la cele trei etape pe care le-am amintit dimineață și anume golirea de sine, golirea de sine sau renunțarea, umplerea cu sfințenia lui Dumnezeu sau renașterea, nașterea din nou și apoi umblarea în sfințenie sau procesul de sfințire. Sunt trei concepte importante pentru noi. Aminteam și mi-am notat eu aici, da, aminteam dimineață golirea de sine sau renunțarea, la ce să renunț, de ce anume să mă golesc din mine. Și aminteam câțiva posibili falși mântuitori sau false lucruri care ne-ar putea în mentalitatea unora să ne aducă sfințenia. Niciodată. Statutul social, niciodată. Fiul fiicei lui Faraon a fost numit, dar el a spus nu, renunț. Plăcerile, nu mă pot mântui, nu mă pot satisface, nu mă pot sfinți, le spun nu. Plăcerile de o clipă ale păcatului. Bogățiile, nu mă pot mântui, comorile Egiptului pe care le-a avut Moise, nu l-au putut mântui, salva, a zis nu. Apoi, educația sau instruirea din Egipt, toată înțelepciunea Egiptului, nu mă poate sfinți, nu mă poate mântui. Apoi, planul firesc de izbăvire, plăzmuit în mintea, în inima mea, nici acesta nu mă poate sfinți, nu mă poate mântui. Timpul l-a calculat greșit, aminteam azi dimineață Moise, da? El cu 40 de ani mai repede a vrut să scoată poporul, dar nu era planul lui Dumnezeu. Și metodele le-a calculat iarăși greșit și anume, el a vrut să scoată poporul cu, aminteam, posibil cuțitul. Și Domnul a zis, nu, 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 tu trebuie să iei toiagul și să-l scoți pe poporul meu din Egipt. În același timp, da, Moise, golindu-se de sine, a spus nu statutului social, nu plăcerilor, bogățiilor, instruirii, planului firesc. În același timp, omul acesta spune trei de da. Ne spune Cartea Evreilor, capitolul 11. Spune da suferinței, a vrut să sufere,
mai degrabă decât să se bucure de plăceri, da? Da, i-a spus suferinței. Apoi, da, i-a spus poporului lui Dumnezeu, împreună cu poporul a vrut să sufere el. Și apoi, da, a spus ocării. Ocării. L-au ocărât, l-au hulit și Moise, până la urmă, a ajuns, spune Scriptura în Evrei 11, să-l vadă pe cel ce este nevăzut. Care a fost secretul lui Moise? Am înțeles că la dumneavoastră, în Filadelfia, tema anului acestuia este credința. Secretul lui Moise a fost credința. Credința. Acesta a fost secretul lui Moise. Dar haideți să mergem mai departe și să ajungem la capitolul 2 sau etapa a doua, și anume umplerea cu sfințenia lui Dumnezeu. Bun, Dumnezeu îl trimite pe Moise în mijlocul poporului evreu ca un om care era plin de sfințenia lui Dumnezeu, era în stare să lucreze pentru Dumnezeu. Înainte să intrăm în tema aceasta, eu vreau să vă spun, mi-am și notat aici să nu uit, am avut de dimineață, din partea Domnului, un mesaj. Un alt mesaj l-am primit în seara aceasta și aș vrea acestea să le las la dumneavoastră, pentru că sunt foarte importante, și anume, de dimineață, în timpul orei de rugăciune, Domnul mi-a arătat aici, în mijlocul poporului, că a făcut Domnul, cred că aceasta e o minune, o eliberare, ceva, un șarpe, care avea capul străpuns. Domnul a străpuns capul acestui șarpe. Capul lui de multe ori se schimba și se făcea ca și un fel de cap de pește, ca și cum ar fi vrut să se înfiripe, să intre între frații din adunare, mai ales între tineret, și Domnul, am văzut cum a venit și a străpuns capul acestui șarpe. Aceasta este o biruință pe care Domnul vrea să o dea bisericii de aici. Apoi, tot dimineața am văzut că era un drum. Pe marginea acestui drum erau câteva pietre. Înțelegeam că sunt încercări în care Dumnezeu a îngăduit biserica aceasta. Le-am numărat. Erau 5 sau 6. Erau niște pietre, erau destul de grele și Dumnezeu voia, în urma rugăciunii bisericii, să dăruiască biruință la aceste cauze. Domnul să se atingă de aceste cauze. Amen, amen. Și apoi în seara aceasta am fost sensibilizat când am văzut pe monitor cum s-au afișat cauzele și printre ele erau cauzele tinerilor care au părăsit locul acesta. Cauzele sau cauza fiilor risipitori. Și Domnul mi-a arătat un drum. Era un drum care urca pe un munte. Și de pe drumul acesta au fost persoane care au ieșit și au coborât într-o vale. Se numea Valea Lumii și acolo începeau să mănânce struguri otrăviți. Nu erau cărări în valea aceea, erau niște tufișuri, niște desișuri și înțelegeam că Dumnezeu îi va îngădui în nebunia aceasta. Dacă nu se vor trezi, vor ajunge să mănânce roadele Sodomei. Apoi, l-am văzut pe fratele păstor, încerca să întrebuințeze de multe ori, am văzut că avea arme, ca și un polițist, să întrebuințeze un pic, să-i forțeze, că nu era forță, era îmbrăcat în civil, dar încerca cu arme, măi, hai. Altădată ca un tată încerca să pună niște panglici și să spună haide, deci întrebuința tot ceea ce știa și credea el că poate să întrebuințeze ca să-i aducă înapoi pe tinerii aceștia. Dar Domnul spunea că dacă biserica se va uni la rugăciune pentru cauza tinerilor plecați, Dumnezeu acolo în văile Sodomei, în Valea Lumii, va aprinde din loc în loc niște focuri și prin ele ei se vor întoarce. Dar nu toți, o parte din ei care vor înțelege mesajul lui Dumnezeu. Doamne, atinge-te de fiii risipitori! Fraților și surorilor, haideți să ne apropiem cu reverență de cuvântul acesta. E un cuvânt minunat pentru fiecare dintre noi și pe lângă golirea de sine pe care Dumnezeu așteaptă de la fiecare dintre noi, noi trebuie să ajungem umpluți cu sfințenia lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne!
Ne uităm la Moise. Această umplere, spuneam, se poate întâmpla rapid. Domnul poate să te boteze cu Duhul Sfânt într-o clipă, într-o clipeală, așa cum i-a schimbat lui Saul inima, poate și pe tine, să te umple de sfințenia lui. Sau poate să fie un proces mai lung. Haideți să-l observăm pe omul lui Dumnezeu Moise. Cum s-a realizat umplerea omului acestuia, umplerea inimii lui cu sfințenia lui Dumnezeu? În primul rând, apropiere de Dumnezeu, asta ne-o spune capitolul 3 cu versetul 1, da? Golirea aceea de sine am extras-o din capitolul 2, dar acum suntem în capitolul 3. Umplerea cu sfințenia lui Dumnezeu se realizează prin apropiere de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ne apropiem de Tine. Al doilea lucru, apropiindu-se Moise de Dumnezeu, versetul 2 și în jos, până pe la 14, al doilea lucru, umplerea sfințeniei se realizează prin revelarea sau descoperirea de sine a lui Dumnezeu. Deci uitați-vă, Moise trece pustia, se apropie de rug, e apropierea. Dar în același timp și Dumnezeu se apropie de Moise. Sau, ca să o vorbim în termeni biblici, nu poate nimeni să se apropie din capul lui de mine, zice Domnul într-unul din proroci. Și eu cred că întotdeauna, înainte ca eu să mă pocăiesc, Dumnezeu deja e înaintea mea și mă cheamă la pocăință. Deja m-a chemat și deja ne-a chemat în jertfa lui Hristos. Deja El stă cu brațele întinse de 2000 de ani și spune: veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și vă voi da odihnă. Asta o face Dumnezeu. Dar observați, omul se apropie de Dumnezeu, omul renunță, se descalță de încălțămintea lui firească. Era încălțămintea, probabil, nu știu dacă după 40 de ani mai avea el încălțămintea aceea din Egipt, dar el purta încă încălțămintea unui ucigaș, el era un ucigaș, a trebuit să renunțe la trecutul lui și să vină așa cum era el înaintea lui Dumnezeu și s-a apropiat de Domnul. Dar în același timp, spuneam, Dumnezeu se revelează și o să vedem imediat cum se revelează Dumnezeu, că aici este farmecul textului nostru. Și apoi, în al treilea rând, are loc o transformare profundă a omului lui Dumnezeu. Deci observați, sunt pași simpli, nu complicăm Evanghelia deloc. Ne apropiem de Dumnezeu, uitați-vă ce spune versetul 1, da? Apoi, Dumnezeu ni se descoperă, ni se revelează și aici chiar ar fi foarte important să ne punem o întrebare. Cine i-a pus lui Moise gândul să meargă până dincolo de pustie? Oare nu cumva Dumnezeu? Nu cumva lui Dumnezeu era dor de Moise? Ba da, lui Dumnezeu era dor să se întâlnească cu Moise și lui Moise era dor de Dumnezeu. Și atunci s-au întâlnit cele două doruri. Moise se apropie, Dumnezeu îi se revelează sau îi se descoperă și până la urmă același Dumnezeu care se revelează îl schimbă, îl transformă și îl umple de sfințenia lui și îl face un om apt, un om bun pentru a scoate poporul din Egipt. Acestea sunt în linii mari directivele, liniile directoare pe care în seara aceasta le putem aprofunda. Ne uităm în versetul 1 și aminteam și dimineață. Moise duce turma socrului său dincolo, spune versetul 1, dincolo de pustie. Și aminteam de dimineață, dincolo de obișnuit. Știți ce înseamnă asta? Roagă-te în anul 2024 un pic mai mult decât te-ai rugat până acum. Citește Biblia în 2024 un pic mai mult decât ai făcut până acum. Vorbește în altă limbă în 2024 mai mult decât ai făcut-o până acum. Pentru că Dumnezeu vrea să facă lucruri mari cu tine. Era o misionară în Madagascar. Femeia asta a fost foarte necăjită. I-a scris mentorului ei din Anglia și i-a spus așa: dragă frate cu tare, vin acasă, mă dau bătută, nu mai vreau să misionez, încerc să vorbesc de Hristos, de Dumnezeu și nimeni nu mă ascultă. Te rog frumos, spune-mi ce să fac. Și el îi răspunde: draga mea,
N-ai încercat metoda cea mai bună. Știi care e metoda cea mai bună? Dumnezeu te-a botezat cu Duhul Sfânt. Înainte să ieși între oameni și să le vorbești din partea lui Dumnezeu, întâlnește-te cu Dumnezeu și vorbește-i din partea oamenilor. Și după ce prinzi firul de legătură cu Dumnezeu, promite-mi că te vei ruga în altă limbă timp de 15 minute și după aceea o să vezi rezultatul. Fata asta așa a făcut și a fost declarată la finalul anului misionarul cu cele mai mari convertiri, cele mai multe convertiri. Știți de ce? Pentru că ea nu mai mergea singură. Mergea prin apropiere de Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat mari biruințe. Deci observați, în anul 2024 eu mă pot ruga mai mult, pot telefonul meu să-l pun un pic mai puțin pe stand-by, lumea să nu mă mai bâzâie, pot laptopul ăla pe care ascult muzica mea preferată să-l las un pic deoparte și să-mi dau încălțămintele din picioare și să intru înaintea lui Dumnezeu așa cum sunt, așa cum sunt. Și atunci Dumnezeu va veni și va zice: da, îmi place de tine, vreau să mă revelez, vreau să mă descoper, vreau să mă apropiu și eu de tine. Dar Dumnezeu vrea să vadă la noi, fraților și surori, o apropiere. Doamne, ajută-ne! După 40 de ani în care omul acesta, Moise, duce oile, le aduce, dintr-o dată în mintea lui, în inima lui, a pornit un dor după ceva, voia să meargă la munte, știa că altă dată Dumnezeu i-a vorbit lui Avram, strămoșul lui, la munte, știa că Avram a ridicat altare, nu știu dacă s-a dus să ridice și el altare, dar a zis: mă cheamă ceva, am un dor, mă duc către munte, și a plecat dincolo de pustie. Și ajunge la munte, fraților și surori. Și când ajunge acolo la munte, are loc revelația de sine a lui Dumnezeu. Uitați-vă de la versetul 2 în jos, observă ceva. Este un rug, este un tufiș și tufișul acesta arde. Dar fi normal, se uită cantitativ, era om de la țară, știa, dacă pui un braț de lemne pe foc, lemnele acestea ar trebui în câteva minute poate să ardă cu flăcări vii și ar trebui să vadă tăciuni acolo și ar trebui încet, încet să scadă flacăra pentru că urmează să se stingă focul. Dar aici, în rugul aprins, aici arde aceeași flacără, flacăra nu se stinge și din mijlocul flăcării se aude o voce care îi spune pe nume și zice: Moise, Moise! Amen. Doamne, vorbește-ne și nouă pe nume! Fraților, tinerii noștri mor și tinerii noștri au nevoie de o atingere cu sfințenia lui Dumnezeu. Ei aleargă la tot felul de izvoare, la tot felul de focuri străine. Dumnezeu pe tinerii noștri îi așteaptă la rugul aprins. Îi așteaptă să-și dea jos încălțămintele din picioare. Îi așteaptă să audă și să stea. Uitați-vă la interesul omului acestuia. Apropiere de Dumnezeu. Versetul 2. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise se uită, rugul era tot un foc, nu se mistuia. Și atunci a zis ceva Moise: am să mă întorc. Asta o așteaptă Dumnezeu de la tinerii noștri. Și eu vreau să mă întorc. Lumea asta ne oferă, ați auzit, le-am amintit aici, nu? Plăceri, bogății, instruire, planuri firești, să-ți faci asta, 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 să faci multe. Și spunea odată un filozof american, Emerson, spunea că noi, și să știți că e un mare adevăr, e un mare adevăr, zice, noi când suntem tineri, visăm să ne construim un castel pe lună, sau eventual o vilă pe pământ, dacă nu reușim. Dar zice, când ajungem la maturitate, facem o colibă din toate visele noastre. Nu e așa, când erai tânăr, visai că o să fii ministru, că o să fii medic, că o să fii nu știu ce. N-ai ajuns. De ce? Asta e viața. Viața este dură. Sau cum spunea la noi un ungur, zice, e dur și greu.
Nu știa să zică bine. Viața e dură. Și tinerii noștri, ademeniți de societate, da? Să ai statut social, să te bucuri, să ai plăceri, să ai bogăție, să ai bani, să te instruiești, să te duci la cele mai înalte foruri din lumea asta și lasă pocăința pe mai încolo. Uitați-vă ce spune versetul 3. Moise a zis, am să mă întorc. De ce? Vreau să-L cunosc pe Dumnezeu. Asta înseamnă apropiere de Domnul. Face biserica stăruință. De ce vin numai 10, 20, 30? Atâția tineri are biserica și asta sună și la noi. N-am venit să vă cert pe voi. La noi sunt peste 300 de tineri în Albini. De ce nu vin toți la stăruință? Unii se tem, la unii li frică că nu știu ce li se va întâmpla. Era fratele Lazar de la Borhanci. Zice, mă, nu știu cum se tem unii de Duhul Sfânt. Eu mă tem să nu mă părăsească Duhul Sfânt. Vedeți? Unii se temă, ce-o-i păți? Ce experiență va fi asta? Cum o să mă simt? Poate că Duhul Sfânt nu mă mai lasă să fac cu tare, cu tare, cu tare și se tem. Vedeți? Dar Dumnezeu vrea și astăzi să ne apropiem. Domnul să ne ajute să ne apropiem. Apoi uitați-vă, fraților și surori, descoperirea de sine a lui Dumnezeu merge pe două coordonate. Cine este El și cine sunt eu? Am amintit și azi dimineață, versetul 11, Moise se miră. Cine sunt eu, Doamne? Eu sunt un nimica. Odată fratele Wurmbrand citea un verset din 1 Corinteni. Zice, nici Pavel, nici Petru, nici Apollo, nici cutare, nu sunt nimic. Și Dumnezeu e totul în toți. Și fratele Wurmbrand citea acolo, nu înțelegea și îl întreabă pe copilul lui, mă, tu cum înțelegi versetul ăsta? Tată zice, tu ești păstor, ești mai mare. Dar versetul ăsta zice că tu ești un mare nimic. Deci ești mare, dar ești un mare nimic. Vedeți? Acolo trebuie să ajungem. Cine sunt eu? Eu sunt cineva. Nu! Dumnezeu este totul! Și uitați-vă cum se revelează Dumnezeu pe sine, că aici ne concentrăm. Cine sunt eu? Nimic, nimic, nimic! Dacă Dumnezeu vrea să mă folosească în lucrarea Lui, lăudat să fie Domnul Dumnezeu! Era Gypsy Smith, evanghelistul acela țigan care a predicat la peste 10.000 de oameni odată și predica mult și era Dumnezeu harul ăsta. Dar avea în biroul lui o imagine, un tablou cu căruța cu coviltiri de unde a plecat. El a fost țigan, mergea cu șatra, nu? Și când venea Duhul de mândrie pe la nasul lui, se uita pe perete, zice, ei, ei, acolo rămâneai tu în căruță de nu se îndura Domnul de tine. Așa asta ne-ar suna la toți, în șanț, cu bețivii, la birt, la discotecă, știu eu pe unde, în casa femeilor stricate. Acolo rămâneam cu toții oameni buni, dar Dumnezeu în harul Lui nespus de mare ne-a mântuit, lăudat să fie El. Și asta nu din cauza noastră, pentru că El e bun, lăudat să fie El. Umplere cu sfințenia lui Dumnezeu, ne apropiem de El, și apoi El începe să se reveleze. Haideți să vedem cine este El. În primul rând, versetul 2. Dumnezeu este Cel ce se arată. Dumnezeu e Cel ce se arată. Îi dăm o denumire din versetul 2. De ce? Îngerul Domnului s-a arătat. Și aici, în original, zice Îngerul Jehova sau Iahve. Mai jos, același personaj, aceeași personalitate spirituală îi vorbește și e numit, eu sunt Cel ce sunt, e Dumnezeu. Deci observați, fraților, că eu observ un lucru în Vechiul Testament unde apare Îngerul Domnului, de exemplu la Gedeon, apare Îngerul Domnului tot cu aceeași sintagmă, Îngerul Jehova sau Îngerul Iahve. Este o apariție a lui Hristos în Vechiul Testament. Știți de ce? Hristos este Cel care acceptă închinare. Îngerii nu acceptă închinare, dar în cazul lui Gedeon, Dumnezeu acceptă închinare. Era o apariție a lui Hristos în Vechiul Testament. Aici, iarăși, acceptă închinare, e o apariție a lui Hristos. Deci observați,
Pasajul ăsta e profund cristologic. Și cine e Dumnezeu? Cel ce se arată. Versetul 2. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc. Dumnezeu este cel ce se arată. Dumnezeu ni se arată în multe rânduri, în multe feluri, în foarte multe feluri Dumnezeu se revelează, se arată omului, să știți. Am întâlnit odată în misiune, era un frate, era undeva pe la Krems în Austria și omul ăsta cânta, îngâna de fapt limba română, că nu era român, era un irachian, dacă bine mi-amintesc, și omul ăsta avea o istorie personală interesantă. Cum el n-a vrut să se apropie de Dumnezeu, dar Dumnezeu, cel ce se arată, a venit și s-a arătat. Omul ăsta era islamist, l-a blestemat pe Dumnezeu în față, avea colegi penticostali români și vorbind cu ei normal în limba germană, l-a blestemat pe Hristos. Și în noaptea aceea el a avut un vis, un bărbat îmbrăcat în haină albă se apropie în fața lui și el se sperie și zice: cine ești? Eu sunt cel pe care l-ai blestemat ieri. Doamne, dacă tu existi, dacă tu vrei să fii mântuitorul meu, de unde să știu? Dă-mi un semn. Zice: cere-mi ceva și îți dau un semn. Soția mea a plecat de la mine. Fă dimineața la ora 7 să vină înapoi. Dimineața la ora 7 soția lui suna la sunerie: te rog, dragă, iartă-mă. El a știut că Hristos există, că e mântuitorul lui. S-a pocăit, s-a botezat la penticostalii români și era acolo în biserică. De ce? Dumnezeu e cel ce se arată, fraților. Apoi al doilea titlu pe care îl extragem tot din textul nostru: Dumnezeu este cel sfânt sau cel prea sfânt, dacă vreți. Știți de ce? Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc, într-o flacără de foc. Fraților, singur din universul acesta, Dumnezeu este sfânt. Unii închipuie că s-ar putea sfinți. Nu putem să ne sfințim. Căi false spre sfințire. Dacă tu nu ești născut din nou, degeaba încerci să faci, să postești, să faci mătăni, să te închini la sfinți, să faci tot felul de lucru. 0000, pe toate liniile 0. Degeaba încerci să citești literatură devoțională, degeaba încerci să-i cauți pe mari mistici de altă dată, 0 pe toate liniile. Degeaba încerci să asculți predici pe internet, deși te îndemn să faci lucrul acesta, extraordinar, dar nu ca să te sfințești. Unul singur în univers este sfânt, Dumnezeu. Și așa cum soarele din univers își aruncă și își trimite lumina sa peste luna pe care noi o știm, peste pământul pe care locuim, așa marele soare al neprihănirii Dumnezeu își trimite razele sfințeniei lui peste toate făpturile sale. De aceea Biblia vorbește de om sfânt, de loc sfânt, de munte sfânt, de haine sfinte sau sfințite. Vorbește Biblia de lucruri sfinte. Știți de ce? Dumnezeu e soarele neprihănirii. Și toate făpturile lui Dumnezeu, în special îngerii și oamenii, pot să devină sfinți numai prin derivare. Adică de la soare ne primim razele sfințeniei. De aceea vine Petru și ne spune în întâia sa epistolă: fiți sfinți că eu sunt sfânt. Vedeți? Dumnezeu e sfânt. Și găsesc în Biblie versete care vorbesc despre sfințenia Tatălui, sfințenia Fiului, sfințenia Duhului Sfânt. Ce înseamnă în Vechiul Testament cuvântul sfânt? Kadosh. Kadosh înseamnă tăiat, separat de creaturi. Cum spune Cartea Evreilor pe același concept, zice: despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Acesta e Dumnezeu care e sfânt, fraților. De multe ori noi venim și zicem: aș vrea să fiu sfânt, dar nu pot. Normal că nu poți, dar uite-te că ai un depozit și depozitul de sfințenie se numește Dumnezeu și mai aproape de tine se numește Iisus Hristos, care lucrează în viața ta prin Duhul Sfânt. Deci vedeți, asta este taina lui Dumnezeu. Ce mai înseamnă sfânt, da? Tăiat, separat de creaturi. În al doilea rând, sfânt înseamnă perfect. Nu există om perfect, dar Dumnezeu are perfecțiunea perfecțiunilor, fraților.
Și când citim în Biblie și zice mâna Domnului sau degetul lui Dumnezeu, acolo se referă Biblia și cuvântul lui Dumnezeu se referă la puterea lui Dumnezeu. Când vorbește despre inima lui Dumnezeu, știm că vorbește de dragostea lui Dumnezeu. Când vorbește că ochiul Domnului privește pe pământ, asta nu înseamnă că există un ochi mare în univers. Asta se referă la tot știința lui Dumnezeu. Dar fraților și surori, când vorbește de sfințenia lui Dumnezeu, atunci vorbește Biblia de frumusețea Domnului. Frumusețea lui Dumnezeu egal sfințenia lui Dumnezeu. S-a întâlnit Moise cu Dumnezeu și a zis: Doamne, mi-ai zis că trimiți pe cineva cu noi. Nu, mai târziu, prin 34, în capitolul 33-34, arată-mi pe cine vrei să trimiți. Și nu uita că tu mi-ai zis într-o zi că mă cunoști pe nume și aș vrea să văd lucrul acesta. Și Domnul zice: te ascult, vreau să-ți arăt ceva. Și Moise se apropie mai mult de Dumnezeu, asta înseamnă apropiere. Și zice: Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, arată-mi căile Tale. Și Dumnezeu se uită, zice: te ascult și de data asta că te-am chemat pe nume și te cunosc. Într-o zi, uitați-vă, l-a chemat, i-a strigat: Moise, Moise. Și Dumnezeu și astăzi îți spune pe nume. Dacă tu ai pretenția să-ți spună Vasile sau Ioana sau Susana sau știu eu cum, să știi că Dumnezeu poate și asta să o facă. Dar Dumnezeu ne-a chemat pe toți în Hristos. Pe toți ne-a numit păcătoși, tuturor ne-a zis: veniți la mine că eu vă voi da odihnă, eu vă mântuiesc, tuturor ne-a zis. Și în versetul de aur al Bibliei, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că l-a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine, acolo în oricine și tu, sunt și eu, n-avea pretenția să te strige Dumnezeu pe nume, pentru că s-ar putea să-ți spună într-o zi: de ce n-ai citit versetul 16 din Ioan 3? De ce? Acolo era scris și numele tău. De ce nu l-ai citit? Dumnezeu poate să ne vorbească, să știți, pe nume, dar sfințenia lui Dumnezeu egal cu frumusețea lui Dumnezeu. Exodul, capitolul 15, versetul 11. Cine este ca tine, minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni, scrie acolo, da? Exodul 15 cu 11. Și am citit în altă traducere și mi-a plăcut extraordinar, extraordinar. Cine este ca tine, teribil în sfințenie? Când Dumnezeu se mânie în sfințenia Lui, pentru că El e gelos. Și de multe ori când vede în viața noastră păcat, trimite Dumnezeu cancerul să curețe păcatul. De ce? Dumnezeu e teribil în sfințenie. Și dacă eu mă gândesc că aș putea să mă joc cu Dumnezeu, să mă joc cu focul sfânt, e fals. Cu Dumnezeu nu ne putem juca, oameni buni. Dumnezeu e sfânt, Dumnezeu e sfânt, Dumnezeu e sfânt. Povestea un frate din zona Hunedoarei. La ei în zonă era un copil care a fost fiul risipitor, s-a lăsat de pocăință, nu mai venea la biserică și mai mult. Era un fel de împotrivitor care lua un radiou la vremea aceea, îl agăța într-un copac unde știa că se adună frații să se roage și radioul ăla suna, avea acolo și deranja foarte tare. Și odată printr-un proroc iese o prorocie, ca să vedeți cât e de teribil Dumnezeu în sfințenia Lui. Zice: cât despre tine dacă nu te pocăiești? În scurtă vreme, vedeți, Dumnezeu i-a dat omului o șansă, i-a dat un timp de pocăință, dar zice: în scurtă vreme dacă nu te pocăiești, să știi că te voi lovi cu moartea în așa fel încât vei coborâ de viu în locuința morților. Ascultați-mă ce s-a întâmplat. A trecut un pic de timp, nu mult, omul ăsta s-a întâlnit tot din rău în mai rău, mergea, s-a întâlnit cu prietenii, a făcut o beție de aia ca la carte, a căzut în coma alcoolică și a venit un medic care l-a consultat și l-a declarat mort. Dar el era în coma alcoolică, el nu era mort. Și ce s-a întâmplat? I-au făcut o înmormântare, l-au îngropat frumos și nu m-au auzit cum urlă câinii noaptea.
Și și-au dat seama că ceva nu e în regulă în cimitir. Câinii fugeau spre cimitir și urlau. Și când s-au dus și-o trebuie să obțină iarăși aprobări, să încerce exhumarea, să încerce să-l scoată pe ăsta din mormânt. Și când au săpat până la sicriu și l-au deschis, l-au găsit pe om cu fața în jos, în sicriu și zgâria tot, că de durerea aia pe care a răbdat-o acolo când s-a trezit, omul ăsta cred că și-o pierdut mințile. Și așa a murit și s-a împlinit lucrarea. Ce credeți dumneavoastră? Cât regret și cât of și vai și iartă-mă Dumnezeule, n-o fi avut el acolo. Poate că Dumnezeu s-o fi îndurat și l-o mântuit, nu știm noi asta, dar să ne ferim să cădem în mâinile lui Dumnezeu, pentru că El e sfânt, El e foc mistuitor. Vedeți, numele lui Dumnezeu, cel ce cheamă și cel ce trimite, iară versetul 4 în jos, un alt nume al lui Dumnezeu. Moise, vino, Moise, te voi trimite. Acesta este Dumnezeu, fraților. Și atunci când Dumnezeu te cheamă, atunci El te și trimite. Și atunci când te trimite, El te și împuternicește. Avea Tozer avea pe biroul lui o scrisorică de undeva din Africa. Frate Tozer, zice, la noi aici în zonă s-au făcut o evangelizare, mie mi-a vorbit Domnul în mod special să mă pocăiesc, m-am pocăit. După ce m-am pocăit, m-am rugat. După ce m-am rugat, am primit din partea Duhului Sfânt o însărcinare, o chemare, o trimitere. Și Duhul Sfânt mi-a zis că trebuie să mă duc să evangelizez oamenii. M-am dus la păstor și l-am rugat să-mi dea să evangelizez oamenii. Păstorul s-a uitat la mine, mă, ai studii teologice? Nu. Ai citit Biblia integral? Nu. Ce faci? Nu mă rog. Nu-i nimic, mai rogă-te. Și m-am mai rugat. Și până la urmă, după 3 săptămâni de post și rugăciune, zice, m-am dus undeva, eram numai cu apă lângă un pârâu și acolo am stat 3 săptămâni, zi și noapte, și m-am rugat și am băut numai apă din pârâu ăla. Și m-am dus înapoi, frate păstor, ajută-mă, dă-mi ceva, îți dau, măi omule. Și zice, m-a trimis la marginea orașului, într-o căbănuță, într-o gheretă mică, într-o colibă. Și a zis, aici să vină oamenii din zonă. Oamenii din zonă erau 2 sau 3. Ei, zice el, am început prin puterea celui care m-a chemat și m-a trimis. Am început să mă rog și Dumnezeu a început să vindece bolnavii. Am început să mă rog și ieșeau duhurile străine și elibera Dumnezeu pe cei demonizați. Biserica noastră, zice, a ajuns la 1200 de membri. E cea mai mare biserică din oraș. De ce? Cel ce te cheamă te trimite. Cel ce te trimite îți dă putere. Și puterea se numește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt are putere. Duhul Sfânt nu-i putere, e Dumnezeu, dar Duhul Sfânt are putere. Cea mai mare dinamită din univers e puterea care vine cu Duhul Sfânt în viețile noastre. Slăvit să fie Domnul! Amen. Cel ce cheamă, cel ce trimite, ăsta e Dumnezeu. Dar uitați-vă la versetul 14, că aici e farmecul textului nostru. Eu sunt cel ce sunt. Știți ce înseamnă asta? Numele lui Dumnezeu, anume cel nepătruns. Nu mă poți pătrunde, poți să-mi spui în 1001 de feluri, dar eu nu sunt numai atât. Definire, în limba latină, definire, înseamnă să ajungi la capăt, la capătul lui Dumnezeu, n-ajung niciodată. Nu pot să-i dau definiție lui Dumnezeu. El este și cel sfânt, și cel adevărat, și cel credincios, și alfa, și omega, și început, și sfârșit. El e miel, el e leu, el e tot ce scrie în Biblie, dar el e și ceva dincolo de asta. El e cel nepătruns, fraților! Nu-l putem pătrunde pe Dumnezeu. De aceea când ne apropiem la stăruința după Duhul Sfânt, se cade să ne dăm încălțămintea firii vechi din picioare, să venim în fața Lui așa cum suntem și să-i spunem, Doamne, fă ce vrei cu mine, nu mă mântuiește-mă, nu mă sigilează-mă, nu mă împuternicește-mă, nu mai trimite-mă, fă ce vrei cu mine, sunt al Tău, Iisuse, slăvit să fie El. E numele lui Dumnezeu, cel nepătruns. Și apoi pe lângă asta,
E numele lui Dumnezeu și anume Cel ce face minuni, Cel ce face minuni. Și observați, fraților și surorilor, minunile pe care Domnul le face în viața lui Moise. Bagă-ți mâna în sân, scoate-o, plină de lepră. Măi, vâr-o iară, scoate-o, curată. Mi-a plăcut o interpretare foarte frumoasă. Cred că Grigorie cel Mare a scris-o în istoria gândirii creștine. Zice, așa s-a întâmplat cu Hristos. Hristos a venit pe pământ și s-a făcut om, nu mână omenească, mâna lui Dumnezeu. S-a încărcat cu lepra păcatului nostru, a intrat în sânul dumnezeirii și când a ieșit de acolo era curat. De ce? Nu poate Hristos să rămână murdar, nu poate să rămână păcătos, nu poate să rămână lepros, pentru că El e sfânt, 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 e Dumnezeu. Dar a luat păcatul meu și l-a aruncat undeva în mare, pentru că așa minune face Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. De aceea, oameni buni, nu mai alergați după minuni. În vremea noastră există o goană nebună după minuni. Căutați sfințenia lui Dumnezeu și Dumnezeu va face și minuni, că El poate să facă minuni. Cea mai mare minune din univers este să te ierte Hristos de trecutul tău, de păcatele tale și să te ducă acolo în slava cerească. Aceasta e cea mai mare minune din univers. Pentru că dacă ai cancer și în seara aceasta se atinge Domnul de tine și te vindecă, poate că nu ești mântuit dacă la noapte vine solul morții, te duce în iad. Dar dacă Domnul îți iartă păcatele, chiar dacă ai cancer, te duci cu Domnul în fericire. Nu e așa că e mare minune aceasta? Cea mai mare minune. Fiecare dintre voi sunteți o minune pe care Domnul a făcut-o aici sau în altă parte. Adu-ți aminte cum ai plâns atunci când vedeai zgura aceea în tine, când vedeai mizeria, când vedeai păcatul, când vedeai lepra, cum ai strigat și ai zis, Doamne, iartă-mă, Doamne, spală-mă, Doamne, schimbă-mă. Și a venit Domnul și te-a atins prin Duhul Sfânt și a luat sângele mielului și l-a turnat peste tine și te-a făcut alb ca neaua. Adu-ți aminte câtă bucurie, câtă fericire, câte lacrimi de bucurie. Voi sunteți minunile lui Dumnezeu. Astea sunt cele mai mari minuni din univers. Slăvit să fie Domnul! El face minuni! Uitați-vă la omul lui Dumnezeu Moise, cum îl transformă Domnul. Transformare la nivel de ochi, transformare la nivel de urechi, transformare la nivel de inimă, asta e progresia transformării lui Dumnezeu. Și apoi transformare la nivel familial. În toate aceste compartimente Dumnezeu l-a căutat pe Moise. Moise se apropie, Moise vede. Moise, ce vezi? Văd un rug. Ce se întâmplă? Nu se termină focul, ceva se întâmplă. Moise se apropie de Dumnezeu. Moise e pătruns de prezența lui Dumnezeu. Moise își ascunde fața să nu-l vadă pe Dumnezeu. Era rușine de viața lui. Dumnezeu a început să-i transforme privirea. Până acolo Moise a văzut ceva. A văzut oi, l-a văzut pe socru, a văzut Egipt, a văzut plăceri, a văzut femei frumoase, a văzut multe lucruri. Asta a văzut până acolo. Dar din momentul acela Moise a vrut să-l vadă numai pe Dumnezeu. Uitați-vă în capitolul 33, nu i-a ajuns. Când i-a zis Dumnezeu, îți arăt căile mele, a zis, nu mi-ajunge. Arată-mi slava ta, arată-mi frumusețea ta, arată-mi sfințenia ta, Dumnezeule. Și Dumnezeu zice, nu există om să trăiască, să mă vadă, să mă vadă și să trăiască. Nu există, dar știi ceva? Te pun în crăpătura stâncii, pun mâna, am trecut, te las să vezi din spate frumusețea mea. Și uitați-vă, apare Dumnezeu lângă el și s-a citit azi dimineață la ora de rugăciune Psalm 103 și de fapt asta e tema pe care o reiau mult psalmi. Este ființa lui Dumnezeu, sunt numele lui Dumnezeu din Exodul din capitolul 34 cu versetul 6. Domnul este plin de îndurare și milostiv, sunt două, da? Domnul este încet la mânie, Domnul este plin de bunătate și credincioșie. Domnul își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni. E valabil fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea și astăzi, dar o să fie valabil și peste 10.000 și peste 20.000 și peste 30.000 de ani. Știți de ce? Scrie aici, versetul 7, își ține dragostea până în mii de generații. Mii de generații.
Cât e o generație? 20 de ani? Atâta să fie diferența medie între noi și părinții noștri? 20 de ani? Și atunci dacă citesc aici că-s mii de generații, înmulțesc aceste mii, s-ar putea să fie 100 de mii, s-ar putea să fie 1000 de mii, nu scrie, sunt mii. Dar înmulțesc cu 20 de ani cât are o generație și cel puțin 20 de mii de ani ține bunătatea și îndurarea și dragostea lui Dumnezeu. Cel puțin 1000 ori 20 de mii de ani. Și noi suntem în anul 2000 și înainte de anul 2000 au mai fost 2-3 mii de ani, nu? Au mai fost câteva mii de ani, nu? Unii zic 7000, am intrat în a 7000 de ani. Ok, bun, dar îndurarea și dragostea și bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu țin până în 10.000 de neamuri de oameni de ani. Slăvit să fie Domnul, fraților! E caracterul lui Dumnezeu. Și de aceea aici începe transformarea lui Moise. Moise transforma la nivel de privire. Vede pe Dumnezeu, apoi aude pe Dumnezeu, apoi Dumnezeu îi vorbește inimii și Dumnezeu vine și spune: Moise, trebuie să lucrezi și în familia ta. Și Dumnezeu a lucrat, să știți, aspru în familia lui, pentru că îl iubea pe Moise. Nu te mira că ai adus pe copilul tău și l-ai scris aici pe monitor, ai rugat pe frață, ai poate o supărare mare în inimă, copilul tău a pățit ceva. Dumnezeu vrea ca toată familia ta să fie mântuită. Dumnezeu iubește familia ta. Dacă n-ar fi iubit Dumnezeu familia ta, te lăsa împietrit, te lăsa în lume, lăsa copilul tău să meargă în lume, tu să te duci în lume, tot să meargă în lume. Dar fiindcă Dumnezeu iubește familia ta, a trimis să te trezești, omule, și trebuie să te trezești. Rugăciune, post, căutarea feței lui Dumnezeu, citirea Bibliei, ora de rugăciune în familie, astea trebuie să le avem ca să ne trezim, fraților, și să se apropie de Dumnezeu, de familie și să aducă vremuri de înviorare în Filadelfia, că asta o vrea Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul, fraților! Că Domnul e aici prezent în adunare. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Am pe inimă să ne rugăm pentru acești copii pierduți, da, pentru acești copii care nu mai știu, ca niște miei prinși de lupii lumii. Fraților și surorilor, dacă noi nu plângem pentru ei, cine să plângă pentru ei? Să plângă lumea? Să plângă ei că ei să văd bine, că merg bine, dar la urmă va fi amar pentru ei când se vor trezi poate prea târziu. Ne rugăm și smulgem din mâna lumii și rugăm pe Domnul să trimită puterea Duhului Său și să-i scoată de acolo, fraților. Doamne, cercetează-i! Când eram copil, a fost un băiat care s-a dus în discotecă și râdea de tata și de mama. Și Duhul Sfânt le-a spus părinților: plângeți și rugați-vă, când se va umple burduful cu lacrimi, copilul vostru vine acasă. Și el râdea și spunea: vă sparg eu burduful vostru cu lacrimi. Dar ei plângeau și se rugau și întrebau: Doamne, când? Doamne, când? Și într-o zi, când copilul ăsta era în discotecă, aude o voce din cer care a strigat la el: scoală-te, du-te acasă, burduful s-a umplut cu lacrimi! S-a schimbat la față, s-a ridicat, tremura, l-au întrebat colegii de distracție: bă, ce-i cu tine? Mi-a vorbit Dumnezeu. Băi, în discotecă nu-ți vorbește Dumnezeu, mă, la club nu-ți vorbește Dumnezeu. Ba da, și-a mers acasă, părinții erau pe genunchi, plângeau, a strigat din ușă: mamă, tată, nu mai plângeți, s-a umplut burduful cu lacrimi, Dumnezeu m-a mântuit și pe mine. În seara aceasta să se atingă Dumnezeu de copiii tăi care-s departe, de fica ta care merge departe pe căile lumii. Doamne, cercetează Biserica Filadelfia și ai milă de copiii noștri. Amin. Haideți să ne rugăm.